După ce au pierdut la un scor rușinos de 5-0, primul meci din Marbella Cup cu Lech Poznan, al Violeții au obținut astăzi victoria. Bănățenii au învins campioana Georgiei pe FC Zetafoni cu scorul de 3-0. Dubla lui Accente și golul lui Popovici au făcut ca și uitat înfrângerea din weekend. Tehnicianul al Violeților, Valentin Velcea, a experimentat și în acest meci noul sistem de 4-4-3. Goga, Cârstea și Accente au fost jucătorii care au stat în atacul Politehnicii, o formulă de atac care este posibil să o vedem și în retur. Următorul meci al grupării bănățene va fi cu CSKA Moscova.